Mesajele, ca de obicei, sunt bune, în sensul în care îndemnăm toți partenerii noștri de dialog social să mențină ideea aceasta de dialog. Avem ceva vești bune față de ediția trecută cu privire la membrii noștri. În primul rând că ne-am sporit, avem în plus membrii față de anul trecut și aici mă gândesc la Stratum Energy, la Black Sea Oil și, în al doilea rând, faptul că unul dintre membrii noștri, de care s-a făcut vorbire și mai devreme, Black Sea LNG, este cel mai nou producător de gaze. Iată că se pot, se pot produce gaze din platforma Mării Negre, alte zăcăminte, decât cele noi, decât cele care funcționau deja. Ascultam pe toți cei care au vorbit înaintea mea și îmi permit așa să fac o, o concluzie de jumătate de eveniment. Am definit așa un fel de schemă logică, mi-am dat seama care este problema în România, în sistemul energetic și poate, cred că nu numai, dar așa în sistemul legislativ și am făcut așa o schemă logică și mi-am notat aici, e foarte amuzant, am plecat de la neîncredere, toată lumea, nu a, sau nimeni nu are încredere, nimeni nu are încredere nimeni. Companiile n-au încredere în instituțiile statului, instituțiile statului n-au încredere în companii, le gândesc, se gândesc asupra companiilor că au doar interes uh, comercial și oamenii n-au încredere, consumatorii final, n-au încredere nici în instituții și din cauza asta nici în, în companii. Neîncrederea duce la măsuri greșite și am ascultat-o pe uh, Dana puțin mai devreme, uh, ce, înseamnă anumite, ce, ce pot însemna măsuri greșite. Măsurile greșite duc la efecte negative, iar mă întorc la, la ce se întâmplă în, în piața, astăzi, și bineînțeles că efectele nedorite duce din nou la, duc din nou la, la neîncredere. Și iată că ne învârtim într-un cerc vicios din care cred eu că singura variantă de a ieși este să, să vorbim mai mult, să comunicăm mai mult. Și nu mă refer doar la conferințe. Din păcate, mă uit în sală și văd că instituțiile statului sunt reprezentate foarte, foarte puțin. Într-adevăr, agenda acestora este foarte încărcată în perioada aceasta și ne ajută foarte mult online-ul și de aceea am putut să-l avem pe ecran pe domnul secretar de stat George Niculescu, dar totuși cred că ar trebui să găsim o variantă în afară de instituțiile abilitate, cum sunt organizațiile patronale, din care fac și eu parte, sau din care face parte doamna Daraban, ar trebui să găsim o variantă de a extinde dialogul mai mult și mă regândesc la, nu știu, la grupuri de lucru, mă gândesc la task force-uri și uh, am auzit că există task force pentru uh, distribuitorii de, și transportatorii de gaze și de rețele electrice în minister. Ați Ex avut în perioada aceasta vreun fel de consultare cu autoritățile? Pe Dacă puteți să ne spuneți. Pe partea de 119 a fost o consultare destul de, nu știu cum să-i spun, fragilă sau nu găsesc un adjectiv potrivit. Nu a fost atât de multă cât ne-am fi dorit noi industria. Și mă întorc la jumătatea de adevăr, jumătatea anecdotă cu ce v-am povestit cu neîncrederea. Faptul că nu avem încredere unii în ceilalți, și mă refer la instituțiile statului care nu au încredere în companii, este, e ceva foarte, foarte greu de îndreptat. Că adică durează foarte mult timp. Timp de care într-adevăr nu mai avem, de care nu ne mai putem bucura foarte mult. Deci trebuie să găsim o variantă de a consulta industria și de a crede ce spun experții din industrie, pentru că la ce bun avem o lege sau o, o, nu știu, un nou georeglementare o ceva. Dacă, de, dată de stat, dacă ea nu se poate aplica în. în în realitate sau dacă ia peste 3-4-5 ani sau 3-4-5 luni nu produce efectele scontate sau are efecte negative mai mari și mai grave decât cele pozitive pentru care a fost dată în primul rând. Deci lipsa aceasta de comunicare între instituțiile statului și companii care poate să fie fie sub formă de companii dar poate să fie sub formă de asociații de asociații, fie profesionale, fie patronale adică suntem structurați partea de business este structurată în așa fel încât dialogul cu entitățile statului să fie unul facil. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care Federația de 4-5 ani de zile s-a transformat în această platformă de dialog între companii și instituțiile statului care ajută și un exemplu foarte bun este uh, o colaborare pe care o avem cu uh, doamna uh, Oana Osman în calitate de secretar al Comisiei de Industrie și Servicii din Camera Deputaților, cu care am lucrat și cu care lucrăm în, în uh, mod frecvent pe tot felul de, de subiecte de interes pentru noi. Și aici mă gândesc, mi-a venit acum în minte că am privit-o în sală, mă gândesc la... Uh, Task force pe hidrogen, pe care comisia -l, l -l lucrează și doamna Ozmen este raportor. Deci, comunicarea este foarte, foarte importantă, dar comunicarea reală în care să ne și credem, nu una formală, că sunt tot felul de comisii de dialog social la fiecare minister, la fiecare entitate a statului se bifează pe hârtie. Adică, comunicarea, dacă nu este una eficientă și una reală, o facem degeaba și nu folosește nimănui. Așa cum am spus, mă gândesc că, ok, sunteți consultați, primiți dreptul să vă spuneți punctul de vedere. M-ar interesa dacă mai departe se revină la dumneavoastră cu întrebări, cu o nevoie de clarificări sau pur și simplu se oprește în prima fază. Acum nu vreau să, mesajul meu să fie perceput greșit, în continuare invit la dialog și nu vreau să arăt cu degetul spre cineva, fie că instituția statului, fie că un reprezentant al acesteia, fie că este cineva din, din companii sau din asociații. Bineînțeles, există un schimb de, de informații între, între instituții. Timpul este un factor destul de important, adică de multe ori suntem întrebați după ce ordonanța este în efect și aici mă gândesc la OG119 în care consultările au început de prin octombrie, dar ea a produs efecte și produce efecte din la 1 septembrie. Deci n-aș arăta neapărat cu degetul, aș încerca sau aș, aș sublinia sprijinul acesta pe care industria vrea să-l dea vrea să-l dea autorităților și este unul uh, real și este unul lipsit de interes neapărat comercial. Adică nu-și nu, nu dorește nimeni să facă mai mulți bani Asta de pe o lege, ci-și dorește lumea să nu piardă bani sau să nu piardă business-uri. Și... Deci considerați că um, interesele companiilor cu interesele statului ar fi uh, oarecum aliniate? Bineînțeles, și amândouă interesele se aliniază cu interesele consumatorilor. Adică la ce bun este un stat. Dacă el este doar intitulat ca entitate așa, dacă nu și are uh, scopul principal, consumatorul. Il trebuie nu neapărat să-l protejeze, dar trebuie să-l și dezvolte pe consumator. Adică trebuie să ne uităm puțin în, în față, trebuie să ne uităm puțin mai în față decât o facem, uh, decât -o facem până acum. Și cum putem să facem lucrul acesta? Păi încercăm să facem. Să încercăm să facem mai mulți bani, în primul rând, că tot într-un final pentru stat trebuie să însemne bani. Tot, tot ce, toate măsurile pe care statul și le dorește să le, să le facă costă bani și atunci banii ăștia trebuie să două variante. De unde e? De la consumatori prin taxe și impozite sau de la investitori prin taxe și impozite. Deci investițiile întotdeauna vor fi un motor puternic în orice economie. Iar din, nici nu știu cum să spun, din păcate pentru consumatori energia. Costa astăzi, din fericire pentru stat, din energie se produc banii. Și ascultam, apropo, de ce spunea uh, domnul Elisei puțin mai devreme, sună magnific și eu sunt de acord, și domnul Bodea a menționat acest lucru, și eu sunt de acord că trebuie să fim responsabili și în consum, trebuie să fim responsabili în ceea ce privește mediul. Dar cine plătește pentru toate astea? Și din ce? O să plătească uh, cetățeanul Neamț pentru investițiile în energiile regenerabile din România? Va veni cineva să ne dea bani pe degeaba, să ne dea granturi 100% și în ce ritm, pentru că într-adevăr noi avem o, un istoric înduelnic în ceea ce privește consumul total al fondurilor europene, tot timpul rămânem cu bani. Și atunci, de ce nu ne uităm să producem mai mulți bani acum când se poate din investițiile în hidrocarburi? Ceilalți nu vorbesc de gaz și de noi investiți în gaz, că nu l-au, dar noi îl avem din abundență, rămânem cu el în sol, cum a rămas cu cărbune de valorificat 250 de ani de acum încolo și rămânem cu el în sol și, într-adevăr, etapa cărbunului a trecut. Am mai spus chestia asta. Deci, epoca de piatră nu s-a terminat că s-a terminat piatra, ci că a apărut, a apărut fierul. Așa s-a întâmplat și cu cărbunele. Nu s-a terminat cărbunele, a apărut gazul. Și dacă ar avea toți gaz, credeți-mă credeți că ar fi discuția doar despre gaz la prezent și la viitor. N-ar fi așa o utopie să vorbim despre gaz. În încheiere v-aș întreba ce simțiți că mai este nevoie pentru investitori ca să avem mai multe investiții în zona aceasta. Investiții, să știți că sunt în această zonă și investitori doritori să investească în continuare în, în partea de gaze. Cred că ar fi foarte util dacă s-ar discuta real și repede de o nouă rundă de concesiuni. Onshore, offshore, nu mai contează să să fie o nouă rundă de concesiune, astfel încât investitorii să poată să, să vină să investească. Cred că stabilitate este cel mai, cel mai important important lucru pentru orice investitor, stabilitatea și legislativă, cât se poate și fiscală. Ideea este să avem maturitatea aceasta de a ne asuma pe termen lung ceea ce promitem în varianta inițială, ca să nu mai avem alte surprize, cum au fost mai cele din uh, legea offshore. Mai vreți modificări la legea offshore? Cred că operatorii, întotdeauna, uh, întotdeauna va exista un loc, uh, un loc de mai bine. Uh, legea aceasta a fost consultată, am fost implicați uh, și am fost unul dintre cei care, uh, Federația a fost una dintre, cele care, uh, dintre cei care au susținut uh, tot timpul, dar încă din 2018, de când a apărut da. legea inițială, a susținut că trebuie modificări. În principiu, știm despre ce, care a fost gândirea statului la momentul modificării de la începutul anului. Bineînțeles că mai există loc de îmbunătățit, dar sper eu că adică forma lege. actuală va duce la efectul scontat sau la ce, la ce a gândit legiuitorul și că va duce bineînțeles, la investiție. Avem o lege, avem gazul, nu ne mai rămâne decât să facem. Nu? Corect.